categoric îl targetez pe domnul Dan Șucu, pentru că mi se pare că având un magazin de specialitate de succes, m-ar ajuta foarte mult pe partea de vânzare. De ce nu poate pe și pe o strategie? O creatoare de frumos vrea să câștige imperiul leilor cu produsele ei de iluminat unice și utile. O recomandă un vis, un brand și multă măiestrie. Bună seara, leilor! Bună seara! Numele meu este Diana Buga, sunt creator de corpuri de iluminat și îmi place să pun atmosferă într-un spațiu prin lumină ambientală. Îmi place de asemenea să cred că vând mai mult decât un produs, el vine atașat unei emoții și are o energie aparte. Produsele mele sunt create manual, pot fi personalizate și, bineînțeles, susțin producția locală. Am finalizat la Universitatea de Artă și Design, loc în care m-am îndrăgostit de procesul de creație și de experimentare cu diverse materiale. Businessul meu funcționează de 5 ani de zile și în timpul acesta am crescut odată cu visul meu, am învățat câte puțin din fiecare meserie de care are nevoie un business să funcționeze, am învățat că punctele mele forte sunt pe partea creativă și am mai învățat că singură pot ajunge doar până într-un punct. De aceea mă aflu astăzi aici în fața voastră, pentru că îmi doresc să-mi scalez afacerea și am nevoie de 80.000 de euro, pentru care sunt dispusă să dau 20% din afacerea mea. Cu banii aceștia, 50% vreau să investesc într-un atelier care să îmi permită o mai mare flexibilitate creativă, să pot să lucrez și cu alte metode și să-mi lărgesc în principal colecția de produse. Cu 25% din bani vreau să îmi fac rebranding, să depășesc acest brand personal și să îl pregătesc pentru a deveni un business to business. Iar cu 25% din bani vreau să mă duc la o echipă de marketing profesionistă care să mă ajute să ajung la un public mult mai divers. Diana, da. Eu uite, vreau să-ți dau o sugestie aici, că ai zis 20.000 pentru rebranding. Da. Cred că putem găsi cumva să faci cu 10.000 un super rebranding. Ar fi minunat. Și 20.000 în marketing, în schimb, mi se pare foarte puțin, să știi. Diana, ai desenat toate piesele? Procesul meu creativ e diferit. Mie îmi place să iau materialul, să mă joc cu el, să îi găsesc proprietățile și ulterior să văd la ce formă mă duce. Diana, tu ești un artist, de fapt. Și de drept. Cel mai tare artist. Ai pomenit de povestea acestui brand. Care este povestea pe care o spui comunității tale și mai departe? Aș vrea prin exemplu meu să susțin și să încurajez alți creatori la început de drum care poate nu au curajul să se exprime pentru că pare fioroasă viața de business. Și cumva prin exemplu meu vreau să încurajez și să le arăt că da, se poate. Categoric se poate. Și acum spune-ne despre tine, spune-ne povestea ta. M-am născut în Reghin, în orașul Viorilor. Oraș care și-a pus amprenta pe creațiile mele. Din păcate, chiar dacă sunt din orașul Viorilor, nu știu să cânt la vioară, nu știu niciun instrument muzical, dar știu să mă joc cu lumina. Practic și lumina face simfonie. În copilărie eram un copil fericit și creativ. Țin minte că topeam tot felul de lumânări și făceam ornamente pentru familie, le puneam sclipici și le ofeream cadou. Lumina, umbrele și reflexiile au fost întotdeauna pasiunea mea și întotdeauna le-am căutat și am căutat și materiale care să reflecte frumos lumina. Pe asta se bazează practic tot ce fac, pe lumina ambientală. Am noroc că pot să-mi cumpăr de la fabrica din Reghin furniri pentru că ei mă ajută și să feliez furnirul. Nu am niciun metodă de producție foarte concretă, multe chestii le măsor din ochi. Dar nu urmez o rețetă anume. Categoric am vrut să creez ceva unic, care să mă definească și cumva să dau mai departe parte din energia mea prin produsele mele, create manual. Tu vinzi și altceva decât, vând o simplă emoția. Lampă. Da, vând și emoția. Și umbre vinzi. Și umbre și emoție. Ne spui puțin mai multe lucruri despre afacerea ta până acum. Spui că ai un istoric deja de 5 ani de zile. Da. Probabil că pe lângă
produs, ai și niște cifre în spate, nu? Da, bineînțeles. Și pot puțin să zic... organizarea ta în clipa de față. Cum ești organizată? Unde îți produci abajururile? Investiția mea în atelier a fost minimă. Am reușit să construiesc asta doar cu ajutorul unei foarfeci, un cutter și o suflantă electrică. Cumva am reușit să țin partea de investiție mică, tocmai ca să nu am cheltuieli mari și să am timp să cresc cumva pas cu pas. Lucrez singură în clipa momentan, de față. Da, am mai colaborat și cu alte ateliere. Am făcut internship cu studenți de la artă și de la design, cumva tot ca să fac un pic de experiență în partea de echipă. Anul ăsta m-am angajat pe mine la firma mea, sunt mândră de asta. Și categoric vreau să-mi dezvolt o echipă, pentru că sunt conștientă că trebuie să merg pe partea de producție mult mai amplu, cu care să pot merge și la retailer mari, să am un cost mai eficient și să pot să fac o producție mai mare. Bine, dar produsul tău este manufacturat. Este greu să mergi la retail mare cu produs manufacturat. De-aia vreau să fac și alte colecții de produse. Să rămână partea asta de creație handmade, de artă, dar să îmi folosesc creativitatea mai eficient, cumva, să mă duc și în zona de retail. Mm-hmm. Ne mai spui și niște prețuri pentru aceste produse? Sigur. Un preț mediu pentru lămpile mele undeva la 700 de lei. Profitabilitatea mea pentru un produs momentan este 60%. Am și prețuri cuprinse între 500 și 1000 de lei, dar undeva la mijloc e 700. Cât ai reușit să vinzi? În ultimii 2 ani am avut o cifră de afacere de 100.000 de lei. Pe an. Foarte frumos, te felicit, bravo ție! Eu cred că în clipa de față sunt destul de multe lucruri neclare în capul tău, care trebuie clarificate, da, și clarificate absolut imediat, da. Și primul lucru este că acela că am impresia că tu nu știi care e promisiunea firmei tale. Aș vrea simplu să-mi spui care e promisiunea firmei tale. Cu ce ești tu diferită? Promit o experiență. Ok. Și un produs care urmează să stea în casa ta pentru mai bine de 10 ani, dacă... Perfect, da. Eu te aud foarte mult targetând ideea de produs unic. Da. Da? Dar pe partea cealaltă îmi vorbești de produs industrial în același timp cu produsul unic. Care e promisiunea ta? Ce vrei să faci cu adevărat? Promisiunea mea este să livrez corpuri de iluminat, să îmbunătățesc. Unice. 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 Deci nu replicabile, unice. Toate produsele, da? Cred că sunt replicabile. Ok. Deci tu ești Diana care face abajururi superbe, da? Deosebite. Pentru ce piață? Cărei piețe te adresezi? Da, de acord. Okay. Momentan publicul meu e nișat și mă focusez pe oamenii care iubesc produsele autentice, caută. De ce ai vrea să schimbi asta? Nu vreau. Ideea mea era doar să am un public mai larg și pentru mine asta însemna să îmi diversific mai mult plaja. Bun. Deci, Diana, uite, Dănuț îți dă niște sfaturi, da? Și cred că te ajută foarte mult, dar până când ia o hotărâre, dăm cuvântul următorul leului. Cine vrea să tragă concluzia? Diana, mi se pare că ai talent. Este evident că ai talent. Acum, cred că locul tău, nu știu dacă e chiar acesta sau ești într-un moment de transformare, o să găsești care e locul tău în piață. N-aș putea să fac o investiție în business-ul tău, pentru că nu cred că te-aș ajuta acum. Însă, mi-ar plăcea să-ți dau o comandă ca să poți să ai mai mult capital și să vezi tu unde trebuie să te duci, în care direcție să mergi. Și chiar mă gândesc să-ți comand aceste flori. Pentru mine sunt niște flori. Da, da, seamănă toate cu niște flori. Și vreau să fac o vitrină cu flori, dar nu am o vitrină, am 30 de vitrine. 30 de vitrine cu flori. Cu numele tău, Diabuga. Pentru că mie mi se pare că e un nume foarte bun. Nu știu de ce simți tu nevoia să faci un rebranding. Mi se pare că e perfect. Ai o comandă de la mine, o să lucrăm împreună, însă nu investesc și mă retrag. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Bun. Rezvan. Ți-am spus mai devreme, ești o artistă și cred că business-ul tău o să rămână la stadiul de manufactură pentru că este ceva special. Eu mă retrag de la investiție, îți orez succes și keep it simple. Rămâi la ceea ce faci. Uh,
Când ai intrat pe ușa aia, te gândeai la un leu anume, că ai vrea să-l ai partener? Categoric, l-am în față. O presiune suplimentară atunci, da? Da, ideea de creator, de produs creat de cineva, care își prezintă creația clientului final, e o idee foarte bună. Vreau foarte mult să te ajut și vreau foarte mult să reușesc să-ți prezint produsul în magazine sub forma creației tale personale. Adică aș fi vrut chiar cu fotografia ta, cu brandul tău care nu mă deranjează deloc, cu recomandarea ta pentru produs, cu capacitatea ta de a-l personaliza. Adică eu cred că pot face pentru afacerea ta mult mai mult decât doar să fiu investitor pasiv alături de tine. Da? O să-ți fac o propunere simplă prin care accept ceea ce mi-ai solicitat aici, cei 80.000 pentru 20%. Mulțumesc! Din punctul meu de vedere, aici este match made in heaven, cum se spune. Nu văd eu locul și rostul să mă bag peste domnul Șucu. Chiar mă bucur că a făcut propunerea pe care a făcut-o. Tehnic vorbind, mă retrag. Eu mă gândesc ce ai nevoie decât, adică n-ai nevoie nici de atelier, nici de un alt loc, așa. Trebuie văzut numai dacă ai undeva unde poți să vinzi asta. Corect. Și asta e partea, deci, de marketing trebuie băgat dacă este. Sau să ai un noroc chiar cum ai avut să te ajute Dănuț. Ce vorbești, mă, da? Să ai un loc de desfacere a marfei. Și de aceea eu mă retrag și îți urez succes. Mulțumesc mult! Bun, deci Diana, pleci cu o ofertă din partea lui da, Dan? Da, categoric accept oferta. Da? Bun, felicitări! Super! Bravo! Un rând de aplauze! Deocamdată Diana este încă foarte neclară, dar sigur că în urma unor discuții cu specialiștii în domeniu își va putea clarifica opțiunile. Da? Pe noi ne preocupă ideea, foarte mult ideea de creat în România, nu doar de produs eventual în România, și creat în România și produs în România în același timp. Ea vine pe un teren propice. Deci sunt convins că va avea succes.